Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă prezint știrile AgroTV. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a așteptat aproximativ un an pentru a trimite la Bruxelles notificarea oficială cu privire la prezența virusului de pestă porcină africană pe teritoriul țării, cu scopul de a primi sprijin financiar pentru crescătorii de animale afectați. Mai mult, până acum, autoritatea a solicitat bani doar din bugetul special acordat pestei porcine și nu din fonduri suplimentare ce pot fi accesate în cazul apariției unor dezechilibre în piață, conform declarației ministrului Agriculturii Petre Daia. Cu mai multe amănunte despre acest subiect vine colega mea Cristina Ciobanu. Într-un răspuns oferit ziariștilor de la economica.net, ANSVSA susține că a notificat Comisia Europeană cu privire la apariția pestei în România în data de 10.07.2018. Ori prezența virusului pestei porcine africane în țara noastră a fost semnalată pentru prima dată pe 31 iulie 2017 în județul Satu Mare. Explicația autorității, ce s-a cheltuit în 2017 și primele luni din 2018, a fost acoperit de bani veniți de la Uniunea Europeană prin programul de prevenire și detectare a pestei. Care sunt regulile impuse de Bruxelles? Printre altele, statele membre furnizează o descriere a acțiunilor planificate și legislația pentru determinarea valorilor animale și produse care urmează să fie compensate. Ulterior, cel târziu, în termen de 2 luni de la confirmarea oficială a apariției bolii, statul membru trebuie să trimită Comisiei informații privind costurile efectuate, ceea ce s-a și întâmplat în data de 7 august 2018. În baza discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene în data de 7-8-2018, ANSVSA a transmis primul buget estimativ care cuprindea costurile detaliate suportate de România pentru cele 438 de focare confirmate până la data de 28 august anul curent, conform termenului prevăzut de reglementările în vigoare. Au răspuns oficialii ANSVSA, întrebați fiind când s-au trimis cererile de plată și cum comentează declarațiile purtătorului de cuvânt al Comisiei, care a declarat pentru cursdeguvernare.ro că România nu a cerut ajutor suplimentar Bruxellesului. Lipsesc 11 luni din cererea referitoare la costurile estimate, constată pe bună dreptate aceiași ziariști de la economica.ro. România nu ar fi primul stat care cere mai mulți bani pentru a-și ajuta industria de creștere a porcilor afectată de pesta porcină africană. Polonia, care s-a confruntat cu PPA înainte de România, a reușit să obțină pentru perioada 1 august-30 noiembrie 2016 un ajutor suplimentar pentru fermierii ale căror animale au fost supuse anumitor restricții de comercializare din cauza pestei porcine africane. Practic, Uniunea asigură o finanțare parțială echivalentă cu 50% din cheltuielile suportate de Polonia pentru ajutorul menționat, acoperind un total de maximum 50.000 de animale. La această dată, pesta porcină africană evoluează în 227 de localități din 13 județe cu un număr de 927 de focare și 62 de cazuri de mistreți. În total, au fost eliminați peste 300.000 de porci afectați de boală. Au fost stinse până la această dată 5 focare în județul Satu Mare și nu a fost înregistrat vreun focar în acest județ. Au fost despăgubiți 3.142 de proprietari cu peste 14 milioane de lei. Cei care au fost aleși sau numiți ca să dețină pâinea și cuțitul s-au deplasat zilele trecute în satul Partizan din Tulcea. S-au văzut cu crescătorii de porci rămași fără animale din cauza pestei porcine africane. Vizitatorii au promis că în următoarele 30 de zile vin despăgubirile. Reporterul nostru special, Marius Milea, a stat de vorbă telefonic cu Vasile Staicu, fermier din zonă, participant la întâlnirea mai sus menționată. Ne-am adunat un număr de vreo 15 persoane din satul Partizan care am avut probleme cu acest caz. A fost prima oară când a apărut pesta, lumea a zis că nu prea știa cum sunt legile. Care puneau agrotalii, care nu puneau. Și acum domnul prefect, domnul deputat Simeon Lucian, domnul Ciuchilă Dumitru au zis că vor fi plătiți cei care sunt protejați și declarați la primărie. În următoare 30 de zile vor primi un răspuns de sus și a zis că suntem liniștiți că vor fi plătiți de făgubiți porci. Oamenii sunt nemulțumiți? Păi au fost până în prezent, au fost nemulțumiți din cauza că la mulți le-au omorât porcii și nu le-a plătit
La mulți le-au pus crotalii și au omorât iarăși și nu le-a plătit. Și la... Sunt mai multe cazuri de genul. Fiind începutul focarului la noi în Tulcea, în județul Tulcea, în Partizani, lumea au zis că de la DSV, doctorii de acolo au zis că au fost alte legi. Acum s-au dat alte legi. Deci până la urmă oamenii așteaptă banii. Sunt promiși, sunt promise aceste sume, peste 30 de zile se dă un răspuns? Cum? Da, un răspuns, da. Un da, răspuns da. La ce? La că vor fi plătiți animalele care sunt crotaliate sau declarate la primărie. Deci nu este un lucru sigur? Nu. A zis că să ajungă la sus, la minister. La... Mie mi-au omorât atunci când am depistat focarul pe 12 iunie. Pe 13 mi-au omorât 20 de capete, dintre care erau 8 crotaliate. Și am completat o fișă acolo că vor fi despăgubiți cei 8. Dar de vreo 3 săptămâni tot zice că mâine intră banii, că mâine undeva la un 6 lei, care peste tot se anunță este între 8 și 12 lei. Mie mi-a pus acolo undeva la 6 lei și 12 bani. Dar porcii au fost cântăriți înainte de a fi... Nu. Și atunci cum vă dă 6 lei pe kilogram? S-a făcut o medie. Acolo erau mai multe persoane de față. S-a aproximat. Oficial, ministrul agriculturii anunță recolte record la grâu și floarea soarelui. În replică, președintele Lapar avertizează că recolta lui 2018 este mult sub așteptări față de anul trecut. Din informațiile obținute de la fermier, Laurențiu Baciu anunță că, de fapt, producțiile sunt diminuate cu 30% dacă ne raportăm la ce s-a adunat în anul 2017. Iată declarațiile liderului Lapar făcute pe marginea acestui subiect la ultima conferință de presă. Vă spuneam că la subiectul 2 și foarte fierbinte a fost acele declarații ale ministrului privind producțiile care s-au obținut până acum pe anumite specii și mă refer aici la grâu, floare și porumb. Am văzut o nemulțumire din partea producătorilor pe motivul că din momentul anunțării acelor cifre a scăzut piața la produsele respective, aducând prejudicii celor care dispuneau de acea marfă. Din informările care le-am luat din teritoriu, producțiile sunt mult mai mici decât anul trecut, au spus-o producătorii. Diminuarea față de anul trecut ar fi în jur de 20%. Colegii din teritoriu au zis că au depășit cu mult 30%. Și la cultura de floarea soarelui spuneau că au recoltat-o, s-a recoltat în țară cam în proporție de 80%. Și unde, tot la fel, producția este mai mică cu 30, chiar 35% față de anul trecut. Toți cei prezenți astăzi aici erau foarte indignați de faptul că o mare parte din ei au suferit din cauza fenomenelor meteo, au suferit, avut pierderi foarte mari din cauza calamităților. Știți prea bine că Comisia Europeană în nenumerate rânduri au pus în discuție găsirea unor soluții de, știu eu, de despăgubire a celor afectați, pentru că anul ăsta a fost un an dificil pentru întreaga Europa, o parte din ea plină de inundații și o parte de secetă. Acum, colegii puneau întrebarea astăzi. Ce poate cere Ministerul Agriculturii la Comisia Europeană de Spăgubiri dacă a realizat producții istorice? Adică, practic, acele declarații, cred că, în loc să ne ajute, ne-au băgat mâna în buzunar. Sprijinul cuplat, mult discutat și comentat. Colega mea, Cristina Ciobanu, a fost curioasă să afle care este stadiul plăților ajutorului de stat, firește legate de subiectul nostru aferent trimestrului 2. Subiectul vi l-am prezentat în detaliu în jurnalele noastre, dar am mai păstrat o informație de impact aflată de colega mea din interviul luat lui Adrian Pintea, director APIA, informație pe care o aducem în atenția dumneavoastră chiar acum. Ce îmi puteți spune despre ordonanța de urgență dată pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020? Da.
Încă de la bun început trebuie să spun faptul că Ministerul Agriculturii este autoritatea competentă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, respectiv Fondul European de Garantare Agricolă FEGA, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și fondurile din bugetul național care sunt aferente celor două fonduri, incluzând elaborarea și modificarea legislațiilor specifice. Iar în conformitate cu legea 1/2004, legea care este de înființare a agenției, APIA este o instituție responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii, în care se acordă un ajutor financiar către beneficiari. Iar în ceea ce privește toată legislația care este pusă la dispoziție, APIA face de fiecare dată informări. Cumva noi executăm legislația care este pusă în practică de către Ministerul Agriculturii. Alianța Industriei Semințelor din România și Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal au încheiat un protocol de colaborare prin care cele două organizații profesionale vor forma un parteneriat activ pentru promovarea și susținerea obiectivelor comune în interesul fermierilor din România. Cele două organizații vor acționa împreună pentru promovarea asocierii fermierilor, folosirii de semințe certificate și optimizării costurilor de producție și reducerea riscurilor. Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal a fost înființată în anul 2017 cu scopul de a reprezenta și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private. Membrii afiliați în cooperativele agricole din Uniune exploatează suprafețe între 10 hectare și 3.400 de hectare, iar cumulat ajung la 180.000 de hectare. Pe de altă parte, Alianța Industriei Semințelor din România a fost fondată în anul 2012 cu obiectivul de a reprezenta o voce a industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis și permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura românească. Stați cu ochii pe tinerii fermieri, mai ales pe cei care nu se țin de treabă, avertizează Adrian Coraș, președintele Asociației Narcisa din județul Timiș. Omul o spune deschis românește, mai ales în contextul viitoarelor politici europene dedicate agriculturii. Bruxelles va da bani, mai mult sau mai puțin. Problema este ca aceste fonduri să ajungă la cine trebuie și mai ales să fie utilizate cu mare responsabilitate. Pentru luarea minte, vă invit să urmăriți interviul cu Adrian Coraș. Sperăm să fie bine. De data asta nu știm exact care va fi acel rezultat al negocierilor. Dacă va fi problema de producție, de nivelul producției și de nivelul performanței pe exploatație mixtă sau cum o fie, poate să fie un semnal bun în condițiile în care regimul fiscal să fie unic în Europa. Dar dacă venim iar și încurajăm de tot felul de ferme înființate cu fermieri tineri, de acord, obligatoriu trebuie, dar trebuie să avem și rezultate. Orice inițiativă în care cineva investește să producă și să fie pe termen mediu lung, obligatoriu să regăsească undeva în final în niște bani vărsați la bugetul de stat. Adică reversul trebuie să vină. Dacă ajutăm pe cineva să producă printr-o facilitate financiară, mai târziu acea problemă se întoarcă în economie. Dacă nu facem asta, o să fie un pâs toate. De exemplu, acum, și știrea nu o dau eu acum, se vând deja utilaje, o grămadă de utilaje cumpărate pe instalate în unui fermier din anii trecuți. Au trecut cei 5 ani de monitorizare și se vând utilaje la jumătate de preț, cu 4, cu 2.000, cu 3.000 de ori de funcționare. Practic, acele firme n-au funcționat. Atunci, unde este rezultatul economic? Nicăieri.
Șavig Atila din Făget, Bacău, campion național la parapantă. A făcut parte din echipa care a zburat peste 300 de kilometri doar cu aripa magică. Acum este subiect de jurnal Agro TV, pentru că sportivul nu a uitat de unde a plecat și a decis că, totuși, viața de fermier este mai potrivită pentru el și familia lui. Urmăriți un reportaj realizat de colegul meu, Marius Milea, cu Șavig Atila, un alt fel de fermier. Sunteți crescător de animale și am înțeles că vă ocupați și de sporturi extreme. Eu am crescut într-o familie de țărani. Colegii mei făceau glume după un concurs. În 2008 am câștigat aproape toate concursurile naționale și făceau glume că Atila, acum poți să duci acasă, peste două săptămâni ne întâlnim, tu fă-ți fânul, du-te la stână și venim la alt concurs și iară ne bați, că... Da, atunci așa mergea super fain, nu știu. Chiar că veneam acasă, lucram, făceam treaba de țăran și peste două săptămâni eram la concurs și câștigam. Mergea așa, incredibil. În anul 2008 am făcut super, super lucruri mari. Eram și între primii în țară care zburau cu parapanta așa, zborul de distanță și am avut și pe frații mei, unul mai mic, unul mai mare, zburam toți trei. De exemplu, în 2008 am câștigat campionatul Cupa României, primele trei locuri, trei frați, care cred că în istoria sportului român e foarte, foarte rar dacă s-a mai întâmplat. Primele trei locuri, Cupa României, trei frați. Zicea organizatorul că noroc că avem numai trei, că suntem numai trei frați, nu suntem șapte. Primele șapte locuri n-a mai fi intrat nimeni. No, deci, asta a fost atunci. Îmi plăcea la nebunie și cred că asta îmi aducea succesul. Deci om de la țară care până la urmă practică și sportul și mai mult are și performanță. Eu zic că tot lucrurile astea le-am făcut începând de la vârsta de 17 ani. Și am fost și alpinist și am și cutreierat munții peste tot. Eu trebuie să zic că ceea ce sunt acum m-a făcut... Deci m-au creat lucrurile respective. Dacă nu ați gustat încă în această toamnă castane coapte, ar trebui să le încercați. Extrem de sănătoase și bogate în acid folic și vitamina C, castanele mai conțin și alți nutrienți esențiali care ar trebui să se regăsească în orice dietă echilibrată. Colega mea, Andreea Lovin, vă face poftă și vă invită la o mână de castane coapte și parfumate. Castanele comestibile sunt diferite de alte fructe oleaginoase prin faptul că sunt sărace în grăsimi și au un conținut mai ridicat de amidon. Acestea au o textură sfărămicioasă și o aromă ușor dulceagă. De obicei, ele sunt consumate fierte sau prăjite. De asemenea, se mai pot adăuga în supe sau pot fi măcinate în făină și utilizate pentru copt. Beneficiile lor asupra sănătății sunt numeroase. Iată câteva argumente sănătoase pentru a le consuma. Castanele sunt bogate în vitamina C, nutrient cu rol esențial în funcționarea sistemului imunitar. Aportul bogat al acestei vitamine înseamnă și o mai bună protecție împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi asupra celulelor sănătoase ale organismului. Tot acestea sunt și o sursă importantă de hidrați de carbon și lecitină. Castanele dețin și depozite valoroase de vitamina B6 și E. Chiar dacă au mai puține proteine față de restul oleaginoaselor, ele recuperează teren prin aportul generos de vitamina B6, dar și glucide cu absorție lentă, potasiu și acid linoleic, substanța care reduce colesterolul și previne bolile de inimă. Deci, sunt o alegere foarte bună pentru cardiaci. Caloriile pe care le conțin castanele nu provin din grăsimi, ci din carbohidrați. Sunt o bună sursă de fibre, așa că persoanele care își doresc să se îngrașe sau să-și fortifice musculatura și organismul nu trebuie să le ocolească. Delicioasele fructe ajută la suplimentarea aportului de minerale esențiale. Mai exact, furnizează din plin fier, calciu, magneziu, mangan, fosfor și zinc, precum și o cantitate semnificativă de potasiu. Fierul contribuie la prevenirea anemiilor, iar magneziu și fosforul sunt componente importante ale metabolismului osos. Că românul este inventiv, știe toată lumea.
se descurcă în orice situație cu ce are la îndemână. Unde mai pui că atunci când îi vine inspirația, se pune imediat pe meșterit, iar ce iese din mâinile lui, uneori îl lasă cu gura căscată și pe cel mai ingenios inginer. Inventatorul, pe care reporterul nostru Cristina Ciobanu l-a găsit, a avut nevoie doar de câteva componente de la o mașină de spălat veche și un butoi de plastic ca să meșterească un ciupelitor de găini. Nu mă credeți, nu-i așa? Urmăriți materialul! Iată, uite, aici am niște scule că vreau să-ți fac o mașină de ciupelit pui. Și acum, pentru mașina asta, am nevoie de un electromotor care îl am de la elevatorul de curut. De la fier bătrân m-am dus și am găsit de la mașina de spălat chimiej cotărița care am tăiat-o și am făcut-o ca un fegeu. Asta, oasia asta, mi-e tare importantă. Și tot mecanismul ei, pe unde se bagă oasia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știri@agro-tv.ro. Imediat urmează AgroMeteo și după emisiunea de comentarii și dezbateri, Agricultura la raport, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte, în primele ore ale intervalului, în Oltenia, Moldova, Dobrogea și local în Muntenia, vântul va mai avea intensificări cu viteze de 55-65 de km pe oră, iar în zona montană va continua să sufle tare, cu peste 100 de km pe oră, pe crestele Carpaților Meridional și Carpaților de Curbură. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare și ploi în general moderate cantitativ în sud-est. În restul teritoriului vor mai fi ploi pe arii restrânse, iar în zona montană, la peste 1800 de metri altitudine, se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din nord-vest și din centru, unde cu totul izolat vor fi condiții de brumă. Mâine vremea se va răci accentuat în sudul și sud-estul teritoriului, devenind rece pentru această dată în toate regiunile. Vântul va continua să prezinte intensificări la munte, cu rafale ce vor depăși pe crestele Carpaților Meridional și Carpaților de Curbură 80-100 de km pe oră, dar local și temporar și în zonele joase de relief, cu viteze mai mari în Moldova, unde viteza la rafală va atinge 55-70 de km pe oră. Cerul va fi temporar noros și va ploua local în nordul și centrul țării și izolat în celelalte zone. În zona montană înaltă, în general la peste 1800 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În stratul de sol 0-20 de centimetri, conținutul de apă va prezenta valori scăzute și de
deosebit de scăzute pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Rezerva de umiditate din sol se va încadra în limite satisfăcătoare local în nordul, estul și sud-vestul Olteniei, centrul și sud-estul Transilvaniei și vestul și sudul Crișanei. Pe ansamblu, ritmurile de vegetație se vor desfășura în general normal, în special pe arealele agricole cu aprovizionare satisfăcătoare cu apa solului. Starea de vegetație a cerealierelor de toamnă se va prezenta în general bună și medie, respectiv medie și slabă, în semănăturile tardive și pe terenurile cu deficite de apă în sol. Sub aspect fenologic, porumbul își va definitiva maturitatea în ceară, continuându-se maturitatea deplină și recoltarea. La cultura de floarea soarelui se vor finaliza lucrările de recoltare în cea mai mare parte a regiunilor agricole. În principalele bazine specializate, sfecla de zahăr va înregistra îngroșarea axei hipocotile, acumularea zaharului în rădăcină și maturitatea tehnologică, iar la cartoful ajuns la maturitate deplină se vor extinde suprafețele recoltate. În zilele fără precipitații, lucrările agricole în câmp se vor desfășura în condiții optime. Eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale, continuarea lucrărilor de arat în stratul de sol 0-20 de centimetri, pregătirea terenurilor în vederea însămânțărilor de toamnă în epoca optimă, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului în stratul arabil, recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole și a fructelor de sezon.